Cu alte cuvinte, Sfânta Scriptură ne spune să fim responsabili când spunem o vorbă. Dacă ziceți că sunt tată, tatăl nostru, dacă spui vorba aceasta, asta are implicații. Înseamnă că tu trebuie să onorezi pe Dumnezeu ca tată. Doar să zici cuvântul ăsta. Dacă îmi spui stăpân, bun, e foarte bine, pentru tine sunt stăpân, nu sunt tată, dar te comporți ca și cu un stăpân, ești. Unde e respectul despre care vorbim dacă spui cuvântul ăsta? De fiecare dată când spunem ceva, spunem și altceva. Totdeauna. Pusei de curând la o întâlnire de așa, mai largă cu tot felul de personalități și persoana care a găzduit întâlnirea aceasta are un geam identic. Și s-au îmbrăcat amândoi aproape la fel, dacă nu observai detaliile, n-aveai cum să-i prinzi. Voi i-ați fi prins, dar pentru noi frații, mai greu, da. Și în orice caz, vine unul lângă mine, dintre cei doi, eram cu soția, și ne uităm la el, nu ne putem da seama care este. Tu la fel, totul absolut la fel. Și mă întorc spre el și zic, tu care ești? Și dumnealui spune, zice, eu sunt cel bun. Da? Deci tu ești cel bun? Atunci ce să-i spun lui fratele tău identic? Deci dacă tu ești cel bun, ce rezultă din treaba asta? Că de fiecare dată când noi spunem ceva, spunem în realitate și altceva. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, inaugurăm împreună o călătorie în cuvântul său, sub genericul pastoral, așa se numește, pastoral. Și vom începe cu versetul 1, e psalmul 23. Acum, ca să nu mai nevoie să spun eu despre virtuțile acestui psalm, care e cunoscut în toată istoria, de 3.000 de ani este recitat psalmul acesta, nu de 3 zile, de 3.000 de ani este pe aici printre noi. Și uitați, ca un test al acestui lucru, ia să recităm noi tot, nimeni nu deschide Biblia, nimeni nu are nevoie de text, de nimic, ia să recităm noi psalmul 23. Și începem. Este păstorul meu. Acum spuneți-mi și capitolul 41 din Ezechiel. Nu știți. Nu mă întrebați nici pe voi pe mine, că trebuie să mă uit în concordanță. Vreau să spun că acest psalm este cel mai cunoscut pasaj poetic, spiritual, religios din istoria lumii. Nu veți găsi nicăieri pe planeta Pământ un alt poem sau un alt psalm sau ceva care să fie cunoscut la acest nivel. Nu e vorba de evrei sau de creștini sau de oamenii Bibliei, de poporul cărții, nu. E vorba de absolut toată lumea, inclusiv ateii care știu acest psalm foarte bine și îl recită. Augustin spunea, zice, psalmul 23 este imnul martirilor. De unde a tras concluzia aceasta? A văzut atâția oameni condamnați la moarte, care au fost expuși flăcărilor sau animalelor sălbatice sau torturilor cumplite, care recitau, trăiau acest psalm pe drum. A fost singurul cuvânt pe care l-au putut spune în cel mai înalt moment al vieții lor, când ei practic se despărțeau de viață. Aceasta este însemnătatea și puterea acestui cuvânt. Și ați observat că și în istoria noastră modernă, Lincoln cita psalmul acesta,
Domnul este pastorul meu în mijlocul unor tulburări nemaipomenite care au fost în vremea lui. George Bush, la 11 septembrie, a citat psalmul acesta. Oriunde ne-am îndreptat în istorie, găsim pe cineva care cunoaște acest psalm. Dar dacă este cu adevărat un psalm greșit înțeles, este acesta. El a fost asociat cu necazul, cu suferința, cu moartea. Este citat la mormântări, peste la orice mormântare creștină este citat. El a fost asociat cu această stare de lucruri și nu este nici pe departe dat de inspirația dumnezeiască pentru aceste ocazii doar. Ci este vorba de psalmul vieții, psalmul trăirii, cum să trăiești. Este, de fapt, psalmul umblării cu Dumnezeu, redus la esență. Chiar i-am scris cuiva azi dimineață că dacă ar fi să strângem într-o pastilă esența aceasta, ar fi psalmul 23, umblarea cu Dumnezeu. Nu vreau să spun în fața voastră câte teme am identificat în acest psalm 42-45, nu vreau să spun lucrul acesta pentru că l-ați deschis. Sunt convins că orice aș găsi acolo este numai un mic și palid început. Cuvântul lui Dumnezeu nu are hotare, este viu și atunci când e predat de Duhul Sfânt sufletelor noastre, îl capătă cu adevărat putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Așa că nu o să rămânem aici câțiva ani de acum încolo, studiind doar psalmul 23, am să mai filmez eu separat câteva aspecte și o să le pun un line din aceeași serie intitulată Pastoral. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, ne oprim la primul verset, prima parte a versetului 1. Și ce aș dori să spun aici? La tot anumite examene în viața noastră, la care am participat și noi, există o probă eliminatorie. Să zicem, care e proba eliminatorie la examenul de conducere auto? Care e proba eliminatorie? Cine știe? Ok. Dacă nu vezi, n-are sens să mai discutăm, să învățăm cartea, să nu facem greșeli, să una alta. E clar că ai căzut la... Deci nu ai lucrul acesta, nu intră în discuție. Preotul, actualmente pastor adventist, Daniel Popa, mi-a atras atenția cu ocazie spunându-mi, frate, nu sunt 10 porunci, nici măcar 10 cuvinte, cum ai zis tu, iubirea în 10 cuvinte. Este un singur cuvânt. Și apoi, tot ce este dincolo de cuvântul acesta, nu face decât să ofere instrumente, căi, metode, prin care să împlinești acest prim cuvânt. Tot ce este scris acolo pe table se cuprinde într-un singur cuvânt și anume, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Punct. Tot ce e dincolo de punctul acesta îți arată ție ce ai de făcut ca să poți să respecti acest prim cuvânt, eu sunt Domnul Dumnezeu. Ce am de făcut? Să nu faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului, să păstrezi sabatul Domnului, să onorezi pe părinții tăi, să nu ucizi, să nu desprezi. Astea le ai de făcut ca să poți să împlinești acest cuvânt. Domnul Dumnezeu este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, punct. Eu sunt. La fel este în psalmul acesta. Și discutam cu Liviu săptămâna aceasta. Este ca într-o simfonie, nu există o temă enunțată la sfârșit, la început, în câteva tonuri, după care se desfășoară un ocean de muzică dezvoltând această temă. Tema este aceasta și o întâlnim pe tot parcursul operei sau simfoniei cântată într-un fel sau altul, dar tema centrală este aceasta. În psalmul 23, psalmul acesta cuprinde un singur mic text. Domnul este păstorul meu, tău, nostru. Tot ce este dincolo de cuvântul acesta ne arată cum să împlinim acest lucru. Acelea sunt urmări, sunt fructe, sunt roade naturale ale acestui cuvânt. Domnul este păstorul meu. Dacă acesta este împlinit, toate celelalte vor urma. Dacă acesta nu este împlinit, n-are sens să discutăm mai departe. Este proba eliminatorie. Dar de fiecare dată când zici ceva, zici altceva. Câți dintre voi sunteți de acord
Și să spuneți din toată inima, Domnul este păstorul meu, i-a ridicat mâna dreaptă sus. Sigur că da, nu imaginez pe cineva care să spună, nu, eu nu sunt de acord ca... Dar acum știți ce înseamnă când zici cuvântul acesta? În momentul când zici ceva, zici altceva. Gabi, văd că zâmbești, îmi imaginez de ce. Da. Știți ce înseamnă când spui Domnul este păstorul meu? Ce implicație are treaba aceasta? Că tu ești oaie. Da. Și românii au o vorbă. Nu mai zic, dacă începe să râdeți, înseamnă că știți care este vorba. Acum, după ce știi treaba asta, mai zici că Domnul e păstorul tău sau nu mai zici? Vedeți de ce atâția oameni, milioane, miliarde de oameni pe pământ n-au luat niciodată pe Dumnezeu ca păstor al lor? Pentru că aceasta implica faptul că ei erau acea oaie bearcă. Și pe motivul acesta, pentru că mândria lor nu le-a permis niciodată să se uite în oglindă, în cea adevărată, vreau să spun, care este Hristos Iisus, pentru că mândria lor nu le-a permis niciodată acest lucru, pentru că niciodată n-au vrut să adopte realitatea, adevărul acesta despre viața lor, au refuzat pentru totdeauna ca Domnul să fie păstorul lor. Era un domn lângă Brașov cu care am stat de vorbă și era atât de scârbit, îi venea să scuipe când am discutat de păstor, de oi, de... Era atâta de lehamite în sufletul lui și mi-am dat seama, aveți multă dreptate, domnul inginer. Pentru dumneavoastră lucrul acesta este, de moment ce tu în ochii tăi ești cine ești, cu ce ocazie să spui tu, Domnul este păstorul meu. Se întâmplă însă că în momentul în care ajungi în acea confruntare, care se numește despărțirea de viață și când mai ai ultimii pași de făcut, se întâmplă că atunci psalmul acesta capătă sens, nu mai opune sufletul tău rezistență, deodată te supui. Se întâmplă că atunci când se deschide groapa pentru cineva iubit sau pentru tine, sau psalmul acesta capătă o altă dimensiune. Însă, el nu a fost dat pentru suferinți, pentru mormântări, pentru martiraj. El a fost dat pentru trăirea noastră de fiecare zi. Ne dăm noi bine seama, textele care au fost citate la început aici de David, textele acestea ne cheamă pe noi să spunem așa, Doamne, ești responsabil de ce spui, adică ce înseamnă, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, păi dacă sunt Tată, întreabă acolo, care-i semnul că Tu crezi lucrul ăsta? Dacă sunt stăpân, care-i semnul? Acum, dacă noi citim cuvântul acesta și îl adoptăm în sufletul nostru, în ce măsură suntem dispuși să ne aliniem conținutului? Atenție! Versetul acesta nu vorbește despre o experiență istorică a cuiva, ci de una prezentă care se întâmplă acum câte ceas, acum 12:07 minute, se întâmplă în clipa aceasta aici. Domnul este păstorul meu. A fost, va fi, e una, dar este. Este o experiență prezentă. Predica nu este un discurs al unui nene în locul acesta, al unui vorbitor sau al unui vorbăreț, nu. Predica este un dialog între sufletul tău și Dumnezeu pe baza cuvântului acestuia pe care l-auzi aici. Predica este un triunghi. Este o comuniune permanentă cu Dumnezeu legată de ceea ce aud. Dumnezeu impresionează sufletul meu și îl mișcă, îmi vorbește. Îmi așează oglinda în fața ochilor. Nimeni nu știe ce înseamnă pentru mine ce citesc acum, dar eu știu. Știu, sunt în prezența Domnului. Cum poți tu să trăiești aceste cuvinte, Domnul este păstorul meu, când ești aici la predică? Domnul este păstorul. Am fost la o predică, se pare că a fost o predică uscată, complet săracă, lipsită de pâinea vieții. Am citit undeva că există o conspirație demonică de a scoate din predică pâinea vieții, adică pe Iisus. Despre orice vorbim, apocalipsele, lumii, istorii, conspirații, nenorocii, orice, dar pâinea vieții, mi se pare logic lucrul ăsta să fie scoasă pâinea vieții dintr-o astfel de predică, pentru că astea amândouă nu stau împreună. Pâinea vieții nu locuiește cu așa ceva. Și
Mă rog, acum noi avem discernământ, suntem oameni maturi în credință și o să știm și o să ne dăm seama când am participat la altarul lui Cain. Aceea predică din care a lipsit stropirea sângelui. N-a fost prezent Domnul acolo. Dar am fost la o astfel de predică și mi s-a reproșat după ce am ieșit de acolo, pentru că eu am fost cel care am făcut invitația și mi s-a reproșat, mi-ai furat o oră din viață, mi-ai furat sufletul, mă doare capul de subnutriție, mă doare capul. Da, mi-a scăzut. Și am spus, mă rog să mă iertați, dar predica nu este o experiență între tine și omul ăla care vorbește. Asta se întâmplă pe șanț, la colțul străzii, oriunde. Când vorbim de predică, păi predica este o lucrare supranaturală, este o lucrare asistată de Dumnezeu, prin care El descoperă sufletului care prețuiește cuvântul acesta și care e în dialog. Domnul este păstorul meu în timp ce ascult predica. Dacă omul ăsta care vorbește e păstorul meu, e sărăcie mare. Dar dacă Domnul este păstorul meu în timp ce ascult predica, am scos frumos, am mers undeva la masă împreună cu persoanele și am scos frumos notițele pe care le luasem la predică. Zic, uite, pot să vă arăt și eu cu ce am plecat de la predica aceasta. Una dintre persoane a citit notițele de sus până jos și a pus mâna la braț. De unde ai luat așa ceva? Nu e greu de răspuns. Dacă Domnul este păstorul tău în timp ce tu asculți aici predica, atunci lucrurile sunt complet. Dacă este vorba doar de un dialog de genul acesta între om și om, iar este altceva. Dar Domnul este păstorul meu. Și lucrul ăsta nu se întâmplă în ziua șaptea. Lucrul acesta se întâmplă, zice, eu o aud în fiecare clipă. E vorba de clipă. Domnul nu e păstorul meu în vacanță sau 8 ore pe zi, sau... Domnul este păstorul meu, este legat de viața mea. Atâta timp cât pulsează viața în mine, Domnul este păstorul meu. Și vă rog să păstrăm acest lucru în mintea noastră. Când ne pregătim să dăm un răspuns cuiva, este Domnul, te păstorește Dumnezeu sau te paște altcineva? Că știți că pe unul zice păște, paște moartea. Pe altul paște diavolul, pe altul paște, depinde. Întrebarea ta sufletească în momentul când te pregătești să dai acest răspuns sau în momentul în care te pregătești să faci un lucru sau te reții de a face un alt lucru, întrebarea sufletului tău este cine e păstorul meu în decizia asta care am luat-o eu acum? Domnul este. El este, nu doar istoric, nu doar de viitor, ci este. Domnul este păstorul meu. Ați observat ce cuvinte a opus Iisus celui care l-a învățat să mănânce o pâine fără Dumnezeu. I-a spus, poruncește pietrelor astea să se facă pâini. Și Iisus a zis, da, trebuie să spunem rugăciunea pentru masă înainte. Noi nu mâncăm fără rugăciune la masă. Și rugăciunea lui Iisus a sunat așa. Omul, fiți atenți, iubiții mei, suntem pe un loc sfânt acum. Acestea sunt cuvinte care au fost repetate de Iisus, Mântuitorul nostru. Și ați observat ce verb folosește El în răspunsul pe care îl dă? Cu orice cuvânt care iese. La ce timp e verbul ăsta? Este la timpul prezent. Nu s-a spus odată, se va spune altă dată, se va întâmpla. Orice cuvânt care iese, adică umblarea cu Dumnezeu, înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, este o experiență prezentă. Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul este păstorul. Ar fi putut alege Dumnezeu orice formă de guvernământ imaginabilă. Orice fel de... Avea dreptul să facă lucrul acesta, fără să... Cine ești tu să-L judești tu pe Dumnezeu pentru forma de guvernare care o alege Dumnezeu? Dintre toate formele de guvernare, Dumnezeu a ales păstorirea. El nu este președinte, El nu este dictator, El este păstor. Lucrul acesta este atât de încărcat încât ar fi foarte greu să rămânem prea mult aici, dar îl las deschis sufletelor noastre.
Domnul este păstorul. În următoarele noastre întâlniri pe această temă, o să ne ocupăm de implicațiile acestei vorbe. Când spui Domnul e păstor, păi dacă sunt păstorul, atunci aceasta este, a fost întrebarea care a tulburat sufletul nostru de la început. El este păstor, nu director, nu vecin, nu boss. Ați auzit acele rugăciuni? Doamne, fii oaspetele nostru astăzi. Așa ne-a rugat la programe noi. Fii oaspetele nostru astăzi și nu uita să pleci, bineînțeles. Doar la program cât suntem. Nu. No. Domnul este păstorul meu. Ce înseamnă cuvântul meu? E adevărat că Dumnezeu îngrijește de întreaga familie umană. Dar El îngrijește de tine ca și când ai fi singura ființă de pe pământ. Domnul este păstorul acestei adunări, dar El este păstorul meu, nu mă ascund în turmă și nu depind de turmă pentru păstorirea lui Dumnezeu. El este păstorul meu. Noi avem o intrare liberă la Dumnezeu, neintermediată și nemijlocită, așa o numește Epistola către Evrei. Avem o intrare liberă la El. El este păstorul meu. Aceasta arată și vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. Cea mai grea întrebare la care a trebuit să răspundă ucenicii a fost adresată de Iisus și a sunat așa. Cine zic oamenii că sunt eu? Și atunci ei au dat un răspuns. Zice, uite, cei care n-au crezut în Ioan Botezătorul, zic că acum tu ești Ioan Botezătorul. Ei n-au crezut în el, că dacă îl credeau pe el, nu ți-ar mai fi zis ție că ești Ioan Botezătorul. Ar fi zis, nu, el este acela despre care a vorbit Ioan Botezătorul, dar nu l-au crezut pe el. Și acum chipurile cred că tu ești Ioan Botezătorul. Unii zic că ești așa, unii zic că ești așa. Bine, aceasta a fost întrebarea introductivă și pregătitoare. A urmat acum adevărata întrebare. Dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci, unul a răspuns într-un fel, altul a răspuns altfel. Dar tu cine zici că este? De ce este această întrebare cea mai însemnată? Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde felul de viață pe care îl trăiești. Cine este Domnul pentru tine? Dacă este zeul acela pe care îl aveam pe stradă în Londra, unde locuiam noi, se intra la templu hindus acolo și ne-am dus și noi acolo să vedem cum se închină oamenii. Și am scos cutiuța de acolo, dintr-o nișă, avea o nișă a dumneaei, cum, na, o unistrană se numește, plătită de el, sau locuri în biserică, e al meu. Au scos din nișa de acolo și au scos dintr-o o cutiuță, din ea au scos un chip, au pus în față un mic platou cu câteva boabe de orez pe el, în fața acolo, a rămas câteva clipe acolo, după aceea l-a șters, l-a pus în cutiuță, a pus cutiuța înapoi în seiful acela și a plecat. Ce gândești tu despre Dumnezeu, cine este El pentru tine, va informa și va da culoare fiecărui act al vieții tale. Nu există nimic, niciun cuvânt, niciun gând, nicio trăire a ta care vreodată se va produce fără să fie legată de cine este El pentru tine. Dacă El este pentru tine, prezența lui Dumnezeu. Când spunem Domnul, e ușor de zis, dar ne-am dat seama ce implicație are cuvântul ăsta. Aici în America sunt într-adevăr niște denominațiuni care au eliminat cuvântul Domn, Hristos ca Domn, scos așa ceva din crezul dumnealor. Dacă m-ar chema pe mine acolo și aș predica despre Domnul Iisus Hristos, m-ar ruga să mi-ar spune, zice, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. La revedere și mi-ar da cheia să plec. Dacă eu aș vorbi acolo despre, aici în America, dacă eu aș vorbi acolo despre Hristos Domnul sau despre Domnul Iisus Hristos, ce ziceți de astfel de oameni? Vorba lui David, nu? Ăsta merita, hai de capul. Dar oare cei care zic Doamne, Doamne, dar n-ascultă de El, sunt mai buni? E aceasta o poziție favorabilă? Ei cel puțin au spus pe față,
Nu vrem ca El să domnească peste noi. Oamenii și-au dat seama de semnificația cuvântului Domn. Știi ce înseamnă să zici Domn? Știi ce zici când spui Domn? Dacă sunt Domn, întreabă Iisus. Ce e cu urma pașilor tăi în vale? Ce Domn a fost cu tine? Dacă sunt Domn, așa am învățat la început. Domnia Domnului nostru Iisus Hristos are implicații puternice în viața și ființa noastră. Dacă El este Domnul, pentru noi nu doar vorbă simplă, dacă El este Domnul, atunci lucrul acesta se va manifesta pretutindeni în viața noastră. Nu e nevoie să scriu eu o etichetă, Hristos este Domnul. Nu. Dar cineva care mă va vedea și îmi va cunoaște viața și în primul rând cei de la masa, din casa noastră, din familia noastră, cineva care mă va vedea va trage concluzia dacă Domnul este sau nu Domn al vieții mele. Fără să spun eu lucrul acesta. A spune Doamne lui Iisus și a trăi diferit încarcă sufletul omenesc cu o vină de tipul cancerului care se multiplică și cuprinde toate aspectele vieții noastre. Din motivul acesta, El întreabă în Luca, la capitolul 6, versetul 46. Iisus întreabă lucrul ăsta. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și trăiți altfel? De ce te încarci cu așa ceva? Omul ăsta după stradă nu-i zice, Doamne. Ați observat că noi când eram mici, părinții ne spuneau, vezi că te bate, Doamne, Doamne, dacă nu ești cu minte. Da, și Doamne, Doamne, se ocupa numai cu bătăile, cu te arde cu foc, așa, avea mai multe, o paletă mai largă de ocupații și la copii era drag de Doamne, Doamne, de mureau, nu mai puteau când auzeau de așa ceva, erau în culmea fericirii. Cum credeau ei că e bine? Îi iubim oricum, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat mai departe. Dar Iisus întreabă, în momentul când zici Doamne, când spui Domnul este păstorul meu, când spui Doamne, înțelegi ce zici? Îți dai seama ce implicație are cuvântul ăsta? Sfințiți pe Hristos ca Domn. Știi ce înseamnă Domn? Domn înseamnă această expresie a lui Iosif în Egipt. Ui, hai să mergem pe strada asta. Nu mergem pe strada necunoscută, pentru că eu am un Domn. Domnul vieții mele este Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva împotriva domniei Lui? De ce ziceți, Doamne, Doamne? Ați observat că expresia aceasta este transferată la urmă de tot și oamenii vin cu aceeași vorbă. Doamne, 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 Doamne. Păi una e să zici, Doamne, Doamne, și alta e ca El să fie, Doamne, Doamne. Sigur că văd în mine altă lege și probabil și tu vezi în tine altă lege. Dar Dumnezeu a promis cu cuvântul Lui, peste care cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele Lui, cuvintele acestea nu vor trece, a promis că El va face din ființa Lui Domnul vieții mele. Vă voi da o inimă nouă, dacă-ți trebuie. Dacă nu îți trebuie, rămâne inima de piatră, care nu este sensibilă în fața domniei lui Hristos. Domnia Domnului nostru Iisus Hristos este ceva mult prea prețios ca noi să vorbim despre lucrul acesta. Nu, acest lucru trebuie trăit. Dar ajungem în viață într-o anumită situație în care ne dăm seama că singurul care ar putea interveni este Domnul. Și atunci strigăm la El, Doamne, Doamne, Tu ai fost prietenul tinereții mele, spune acolo textul, adu-ți aminte de... Dumnezeu intervine ca orice părinte, fără nicio clipire din ochi, dă cu mână largă, fără mustrare, pune cu bucurie pe umeri și o aduce înapoi, fără discuție capitolul acesta, din partea lui Dumnezeu. Dar din partea mea, eu voi avea o gravă problemă în a mă încrede în Domnul atâta vreme cât nu L-am respectat niciodată în viață ca Domn. Deodată îmi trebuie Domnul.
Deodată îmi dau seama că numai Domnul este cel care... Atunci credința mea va fi sabotată de umblarea mea cu Dumnezeu, fără să respect domnia Lui în viața noastră. El care este împăratul împăraților și domnul domnilor și, așa cum scrie cartea Apocalipsei, pe haină și pe coapsă, în capitolul 19, versetul 16, avea scrise cuvintele acestea, împăratul împăraților și domnul domnilor. Wow, păi înseamnă că politica lumii nu e de capul ei. O, ați auzit ce a zis Biden? Ați auzit ce a zis Putin? Ce a zis? Cine sunt aceștia? Puneți voi acolo alt cuvânt, nu care vreau să-l zic eu. Puneți voi acolo ce credeți. Cine sunt aceștia? Împăratul împăraților și domnul domnilor. Știți cine a tras concluzia că el este Dumnezeul acestor conducători ai lumii, chiar împăratul Nebucadnețar? El îi spune lui Daniel, mi-am dat seama acum că Dumnezeu este Dumnezeul Dumnezeilor și El, într-adevăr, pune și răstoarnă pe împărați. Sigur, la cererea poporului să uite împăratul pe care l-ați ales voi. De-aia l-am așezat aici, pentru că e alesul vostru. Dar acest lucru care aduce într-adevăr stabilitate și pace sufletului în comparație cu cei care n-au niciun Dumnezeu și care se sperie de orice fel de umbră în lume, sunt hăituiți în sufletele lor. N-au niciun fel de păstor oamenii ăștia. Sunt niște oi buimace care se îmbrâncesc unele pe altele, se aude ceva, aleargă încolo, se aude altceva, aleargă în partea cealaltă. N-au niciun Dumnezeu sărmanele, n-au păstor. Ca niște oi fără păstor. În timp ce lucrul ăsta aduce pace în suflet, întrebarea rămâne, este Domnul păstorul tău? Păstorul tău este și Domnul tău? Sau mulțumesc foarte mult, domnul păstor, că m-ați ajutat până aici, ne auzim? Nu. Este păstorul tău Domnul tău? Este Domnul tău păstor pentru tine sau este altceva? Cum îl predai tu ca om al lui Dumnezeu pe Domnul? Cu ce au rămas oamenii în suflet după ce ai predat tu pe Domnul? Au înțeles ei că sunt sub păstorirea Lui? Au înțeles ei că acest guvernământ al lui Dumnezeu este pe care l-a ales chiar El? Este guvernământul Marelui Păstor? Aceasta trebuie să fie concluzia fiecărui suflet. E ușor să zici, Domnul este păstorul, dar la o conferință creștină, auziți voi, s-au adunat acolo și au vorbit despre Domnul. Și subiectul a fost, ce este acest Domnul? Nu cine este, ce este? Păi, unii dintre ei, iar am pus punct și bine am făcut, unii dintre ei au spus, este un mijloc, un instrument de care ne folosim ca să devenim. Iar alții au spus, nu. Nu. El este viața noastră. El este sau nimic nu este. Cei care erau acolo, unii dintre ei erau vegetarieni, cei mai mulți erau vegetarieni. Aveau rochii lungi până la pământ, mai adunau purici cu ele, mai una alta. N-ar fi făcut cel mai mic gest care să apară. În schimb, dacă Iisus Hristos în persoană venea între acești oameni, ar fi fost răstignit pe loc. Ideea s-a adunat acolo. Se poate citi versetul, Domnul este păstorul meu într-o astfel de... Se poate citi acest verset, Domnul este păstorul meu, urmașilor lor care le zidez mormintele astăzi, le înfrumusețează și care spun, vai, dacă eram noi la conferința aceea, noi nu făceam așa, noi uite altfel, am schimbat, am zis cu tare și Iisus spune, oh, deci voi sunteți fii acelor oameni. Deci voi recunoașteți că sunteți urmașii acelor oameni care au fost acolo. Nu, în momentul când spui Domnul este păstorul meu,
Lucrul acesta are implicații cutremurătoare. Nu mi-am propus, iubiții mei, să explic cuiva acest lucru. Nu poate fi explicat. Absolut. Vă asigur. Încearcă cineva, treaba dumnealui. Nu mi-am propus să explic acest lucru. M-am rugat, am petrecut timp în rugăciune toată săptămâna aceasta și celelalte, ca Bunul Dumnezeu să ne deschidă mintea fiecărui asupra acestei perspective. Dar vreau să spun acest lucru, că drumul se va sfârși aici. Aici se va sfârși drumul. Cine este Domnul pentru tine? Doamne, Doamne, noi am prorocit, am făcut... Păi da, ori e Doamne, Doamne, ori e noi. Dacă e Doamne, Doamne, atunci urmează ceva. Dacă e vorba de noi, urmează altceva. Noi am prorocit, noi am făcut, noi am... Bun, atunci suntem într-un alt context. Pentru ce să mai zici Doamne, Doamne? Zi Domnul eu. Am făcut, am dres, sunt bogat, m-am îmbogățit. Nu... E cu totul și cu totul alt context. Ce înseamnă că El este păstorul meu? Oaia nu se spală singură. N-ați văzut niciodată o oaie făcându-și baie ca păsările? Ați văzut păsările de câte ori se spală? Și i-ați văzut oi destul de murdare? Ele nu sunt ca Hermina. Hermina, dacă în caz vânătorii îi murdăresc intrarea în vizuina ei, și Hermina, decât să se murdărească la intrare, preferă să cadă în colții câinilor. Câinii o sfâșie și după aceea o jupoaie, iau blana. Dar Hermina nu se murdărește. Pe când oaia săracă e până la gât. Da. Nu are niciun fel de orientare, deci ea nu știe în ce direcție. Dacă duci un câine, i-au dus unii câini, i-au dus la marginea lumii, cuțul a venit înapoi. Are orientare, frate. Păsările migratoare se orientează după stelele astea, dar oaia nu are. Unde o lași, acolo o găsește noaptea și ziua s-a terminat cu ea. Îi mai place cuiva să spună Domnul este păstorul meu? Dacă spunem cuvântul acesta, iubiții mei, trebuie să ne asumăm consecințele acestui cuvânt. Și vă rog să nu ni se pară jignitor sau... Când am fost acum la Ognița în Bistrița, am întrebat vineri seara, am predicat vineri seara și sâmbătă după masă și am spus, uite, tema predicii se numește pe vremea când eram prost. Zic, îmi dați voie să prezint predica asta sau nu? Că dacă nu îmi dați voie, zic, avem o altă predică. Nu, nu, au spus frații, chiar te rugăm, frate, spune acolo, cum era pe vremea când erai prost. Și atunci am ținut predica aceasta, partea întâia vineri seara și partea a doua, sâmbătă după masă. Toți cei care au auzit-o vineri seara au cărat cu ei toată lumea, că sâmbătă după masă cam greu mai aveai loc acolo. Partea a doua la predica, pe când eram prost. Păi, dar de unde e luat vorba asta? Am învățat de la Asaf. El m-a învățat treaba asta, din Psalmul 73, și zic, uite, ne întâlnim cu Asaf, îl doare inima, el spune, zice, mi se amăra inima și mi se sfâșiau măruntele, mi s-a rupt vreodată stomacul, a simțit ulcerul, se rupe stomacul de supărare, de suferință de asta. Și asta spune Asaf și noi îl vedem în suferința lui și ne rugăm pentru el, Doamne, ușurează-i suferințele lui Asaf. Și după aceea ne întâlnim cu el a doua, a treia zi, bine, sănătos, aranjat, frumos, frate Asaf, vai ce bine, sunteți bine? Da, sunt foarte bine, spune el. Dar vai ce durere aveați atunci, să rupea stomacul dumneavoastră și așa ceva, vă durea inima, dar ce diagnostic ați avut? Atunci în Psalmul 73, în versetul 5, Asaf spune, deci am avut trei diagnostice. Care au fost, frate, diagnosticele alea? Unul, eram prost. Doi, eram fără minte. Și trei, eram ca un dobitoc înaintea lui Dumnezeu. Astea trei diagnostice le-am avut. Este important ca Domnul să fie păstorul tău. Nu. El era convins că are toate motivele să plângă până la moarte. Până mă voi duce la fiul meu în pământ? Păi nu, dar nu e în pământ, e în altă parte. Nu, dar pentru mine e în pământ. El a plâns atâția ani, 15-17 ani. A plâns imaginația minții lui. El, Iacov,
El a numit pe Dumnezeu păstorul, în prorocia care a prezentat-o la urmă, a numit păstorul pe Dumnezeu, niciodată nu apare undeva că ar fi supus lui Dumnezeu concluzia lui. Uite, eu am văzut haina lui Iosif plină de sânge, nu, și atunci am tras concluzia, o fiară l-a sfâșiat. Da, mi se pare logică această concluzie, dar întrebarea este, dacă Domnul este păstorul tău, ai supus lui Dumnezeu concluzia aceasta? Nu a supus-o. De asta am plâns 15 ani. Și dacă îl întrebi pe Iacov acum, după ce s-a întâlnit cu Iosif în Egipt, ați văzut că a trimis după el Mercedes-uri, limuzine, camioane cu de toate, astea cu gardă, cu motociclete pe lângă și așa mai departe. A trimis toate, l-a adus acolo. Și când l-a văzut pe Iosif, tu tot mai trăiești. Acum ne întoarcem și îl întrebăm. Frate Iacov, ai plâns 15-17 ani, da? Păi cine ai plâns, frate? Atunci el o să spună, capul meu, pe ăsta l-am plâns. Am plâns imaginația din capul meu. Dar de ce, frate, ați făcut așa ceva? V-ați distrus sufletul într-o așa supărare, atâția ani de supărare, ani de supărare. Dar de ce s-a întâmplat treaba aceasta? Și atunci Iacov ne spune, dintr-un singur motiv. Am știut că Domnul este păstorul meu, dar n-am făcut din Domnul păstorul meu. Acum da, acum văd cu ochii lucrul acesta. Iubiții mei, lăsând deschisă predarea cuvântului lui Dumnezeu, aș dori să mergem în Apocalipsa capitolul 7, versetul 17 și să citim care va fi slujba lui pe noul pământ, în lumea care vine, în care credem din toată inima. Credem că acel ce vine va așeza pe pământ ceea ce a spus. Nu cândva, ci chiar acum, zice Domnul, pentru că Domnul este păstorul meu. Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Pentru că au plâns fără să înțeleagă. Povestește cineva că a fost în Israel și a stat de vorbă cu păstor de adevărat, un păstor propriu-zis, în sensul adevărat al cuvântului. Și avea un staul care înconjura oile făcut din piatră și pământ destul de înalt. Și spunea, zice, uite, aici le aduc de fiecare dată seara. De aici le scot dimineața. Și da, dar în timpul nopții ce se întâmplă? Văd că nu aveți aici niciun fel de poartă, niciun fel de ușă, decât era o deschizătură în zid. Păi pe aici, frate, vă dați seama ce înseamnă? Cum să fie protejate oile acestea? Cum să fie protejat sufletul meu și al tău? Dacă nu e nicio ușă încuiată cu lacăte, cu... Nu e nimic, era decât o simplă deschizătură. Și atunci acest păstor adevărat îi spune omului acestuia, vreau să știu o taină. Eu sunt ușa. În locul acesta stau eu, în timpul nopții. Niciuna dintre oi n-ar putea să iasă din staul, să se ducă între șacali și lei, fără să treacă peste trupul meu. Și nici o fiară care ar veni din afară și ar încerca să atace înăuntru, n-are cum să treacă decât peste trupul meu. Dacă El este acela care stă la ușa sufletului tău, poți să te bucuri. Asta înseamnă Domnul este păstorul meu. Îți mulțumim din inimă, Doamne, și te rugăm să ne ajut să prețuim păstorirea Ta. Ești și rămâi pentru totdeauna Domnul vieții noastre. Și văd ca lucrul acesta, Doamne, să fie bucuria supremă a sufletului nostru, a celor din casa noastră și a lumii în mijlocul căreia trăim. Prin Domnul Iisus. Amin.